Hei, bună! Vlogul ăsta, deci vlogul ăsta, o să-l încep de la... M-ar veni de la găini, dar și puiul ăsta care mănâncă. Am uitat ce mare și frumos a făcut. Deja. Da. El e mare pastiș care mănâncă iarbă. Hai, pui, du-te și mănâncă. E frică de găina aia că ca mai bate. Îl mai încansează pe pui, săracul pui. Am fost că vlogul ăsta, că am dat drumul și la găini să alerge pe aici. Mănânci iarba. Apare că le-am pus, plus că le-am lăsat la deschis să se duc să bea apă. Pii, și acum că bela e legată, nu i-am făcut nas lung din păcate pentru că sunt cam curcă în parul ăla la altul. N-o să mi-o să oră și pe ea. Dar vă mai arăt un pic așa de inile. Ups, scuze că am pus pauză, să mă duc și la Bela. Am ajuns la căsăluș. Le-am dat să mănânce. Nu înțeleg de ce țopăie. M-a făcut varză mai, nu mai pot. Nu știu ce să mai sare. Țopăie, țopăie. Au! Uite ce îmi face. Ce zgârieturi mi-a făcut pe picior. Uite și pe Bela. Bela, nu-i fac lanțul din păcate că se încurcă în parul. Cred că s-a și încurcat deja. Mamă, dar ce m-a zgâriat. Ia oprește-te, stop, gata. Tu nu mai letra. Ia ce zgârieturi mi-a făcut pe picior. Stai unghiile dacă mai sari. Toto. Psst. Psst. Mă duc la găini acum. Mă uitam și cățelii. Trebuie să pun mereu asta aici pentru că e intră mereu aici și se țin după mine și mi-e intră cred că mi-e bunică la pe mine. Găina a intrat în casă? Sau am închis-o pe asta? Nu știu dacă am închis. Lasă! Primul rând ca să nu intre găina. Așa. Am habar, n-am unde s-au dus toți puii. Toate găinile. Uite-l pe puiul ăla frumos, s-a dus la poartă. Pui, pui, pui. Pui. Eu le-am dat drumul și o să mănânce de iarba asta. Toate de aici. Vreau să vii iarăși porumbei, numai că nu prea ieși toți. Porumbei și de asta. Uite, mănâncă. Vă dau un pic să-mi dau cocoșul ăla. Am prins și o găină în poză. Găina asta a venit aici. Și a să bea și apă. Le-am pus apă acolo. Am avut una bolnavă, din păcate. Și a murit. Și acum am rămas cu găinile astea.
Și avantajul că cocoșii a doi o să-i păstrez. Da, o să-i păstrez. O să-i păstrez. Vedem cum se face evoluția lor. De la când erau mici, la un an. Încolo. Pui! Ce mi-a face? Abia și momentul ăla când începe să cânte, sunt curioasă cum cântă. Cocoșul ăsta al meu. O să-ți faci de el, cocoș de la tank. Ce se bat găinile? Bine, două găinile astea se cam se ouă, dar s-au uat când a fost câinile liber, dar nu prea găseam ouă, nici nu era coș, nici nu știam dacă puge cu ele în gură sau nu. Și de aia e legată. Cocoșii ăștia nu prea acceptă străini în curte. Bine, și cred că găinile nu prea acceptă străini în curte. Nu, acceptă efectiv alți pui. Vine un pui de-a lui vecinul meu în curte și mereu îl bate la galbiorul. Că ăștia doi sunt frați. Scurească cum eu vă lăsă ăla roșu. Amândoi sunt frumoși. Se strâng la mâncare acum. Bine, eventual ăsta stă mai mult liberă la galbenul. Și de-aia are un prestă cu găinile ăla. L-a mai băgat eu odată și nu stătea. N-a stat și a sărit gardul. A sărit poarta, de fapt. Se bagă în cotez noaptea, se ouă ziua în porumbar. Bine că mai sunt și unele care doarme în porumbar. Merg și pe alea svilară din față. Ce alergă una pe alta, găinițele mele. Minute. Nu se mănâncă florile astea. Asta e un prun aici. Astea sunt cam flori, dar s-au cam ofilit, din păcate. Se ține după mine, vedeți cum se ține după mine, puiul ăsta. Deci, efectiv, nu mă duc, cocoșul ăsta e după mine. Știi, frate? Deci, aș încerca eu să merg. Deci, uite cum se ține după mine. Și cum merg cu spatele. Ce, vii după mine? Vine după mine. Totuși că nu ia pe trotuar. Și cocoșul ăsta mic. Mă, doi cocoși mi-au rămas din păcate. În 210 pui cât am avut eu aici. Bun, deci o să închid și aici acest vlog. Cred că e singurul meu vlog care l-am mai făcut mai lung de 10 minute sau 11. Dacă vă plac găinile mele și cocoșul ăsta, să ziceți. Și
și o să vedem și evoluția la acești cocoși doi, de la asta și la altul acolo. După cum am spus, găinile intră pe hol, să le dau afară. Hai!